Să faci carieră în segmentul SUV-urilor premium este o adevărată provocare. Trebuie să-ți calculezi cu atenție pașii, chiar dacă te cheamă Mercedes GLE. Mașina pe care o avem noi astăzi la test are o tradiție fascinantă în segmentul SUV-urilor premium. S-a duelat dintotdeauna cu BMW X5, iar acum noua generație vine cu cel mai bun coeficient aerodinamic din segment, cu un design impunător, cu un pachet AMG care costă vreo 3000 de euro și cu niște faruri extrem de inteligente. Mașina asta arată impunător și dacă o privești din profil. E un SUV adevărat, cu bare pe acoperiș care nu-ți doar de formă, cu praguri care te susțin chiar dacă tu te apuci ca maimuța de ele și cu niște jante de 21 de inci furnizate de AMG care arată foarte bine pe mașina asta. De altfel, cred că jantele de 18 inci oferite în standard fac din Mercedes GLE o mașină cam necăjită. Cea mai bună dovadă că omul se trage din maimuță, cea mai bună dovadă că designul lui Mercedes GLE se inspiră din cel al lui Mercedes clasa A. Avem blocurile astea optice spate ascuțite cu LED-uri, mai avem niște evacuări care sunt false, că de așa îi place lui Mercedes să-și deseneze pătrățele pe burtă. Și avem un portbagaj care are o capacitate de 620 de litri. Este mai mic cu 60 de litri decât cel al vechiului GLE, este mai mic și decât cel al lui Porsche Cayenne și Volkswagen Touareg. Spre deosebire de BMW X5, Mercedes GLE încă se poate camufla perfect în off-road. Asta și pentru că se înrudește cu Mercedes clasa G. Vorbim despre o tracțiune integrală 4MATIC, care poate livra între 0 și 100% către o singură axă. Vorbim despre un reductor, vorbim despre un scut de protecție pentru motor și, bineînțeles, esențială în ecuația noastră de astăzi, de o suspensie pneumatică, care ridică garda la sol. În mod normal, aceasta are doar 18 cm. Odată cu noua generație, Mercedes GLE beneficiază de un ampatament cu 8 cm mai mare. Tot spațiul ăsta se regăsește aici, pe locurile din spate, unde ai suficient loc la picioare. Opțional, cu vreo 3000 și ceva de euro, poți comanda alte două locuri, însă nu cred că e bine să chinui pe cineva acolo. Avem suport pentru telefonul mobil, avem două USB-uri și avem climatizare. Când ajungi pe locurile din față, te întreb imediat ce s-a întâmplat cu cele mai frumoase guri de ventilație din lume. Cele de pe clasa A au dispărut și au fost înlocuite de astea. O să îți treacă repede pe măsură ce o să descoperi materialele astea. Plastic foarte moale pe planșa de bord, lemn de frasin poros aici, implicit pe consola centrală, o consolă centrală uriașă care ascunde spațiu pentru pahare, ascunde și cel mai deștept spațiu pentru păstrarea telefonului mobil, vine bineînțeles cu încărcare prin inducție. Imediat ce apeși butonul de start, o să te simți ca la cinematograf, pentru că o să descoperi cele două ecrane de 12,3 inci care găzduiesc sistemul multimedia MBUX. Cred că în momentul de față este unul dintre cele mai bune sisteme instalate pe o mașină. Poți să-l controlezi fără să ții mâinile de pe volan. Zona asta controlează display-ul central, iar zona asta controlează afișajul din spatele volanului, instrumentele de bord. Sistemul de climatizare este conectat la cele 64 de culori ale iluminatului ambiental cu LED. Asta înseamnă că atunci când vrem mai cald, aici apare o linie roșie, când vrem mai rece, aici apare o linie albastră.
Sistemul MBUX oferă suport pentru Apple CarPlay și Android Auto, oferă informații live din trafic. Ce avem noi aici? Păi avem un Mercedes GLE 450. Asta înseamnă un motor de 3 litri benzină, capabil să dezvolte aproape 370 de cai putere. Vine la pachet și cu un cuplu generos pentru un astfel de motor pe benzină, și anume 500 de Nm. Cuplul este resimțit de pe la 1600 de rotații și ajunge până undeva la peste 4000. Plaja asta de cuplu foarte mare face din motorul ăsta unul foarte elastic. Motorul este rafinat, nu are vibrații, este fix ce dorești de la un SUV premium. Motor de 3 litri și 370 de cai putere, ecuația de consum n-ar trebui să fie una tocmai fericită. De aceea Mercedes oferă acest motor cu un sistem microhibrid de 48 V. Asta înseamnă că undeva între motor și transmisie există încă un agregat electric cu numai 22 de cai putere și vreo 250 de Nm. Acesta ajută în fazele de accelerare și ajută ca aceste sisteme ajută sistemele electronice ale mașinii, chiar și cu aceste găselnițe. Mașina asta consumă undeva între 13 și 14 litri în mediul urban. Motorul de 3 litri benzină este asociat unei transmisii automate 9G Tronic. Are 9 trepte de viteză, se succed pe nesimțite, nu știi când a urcat în trepte. Retrogradarea este bunicică, însă în modul confort trebuie să insiști. Cutia simte când tu vrei să mergi ceva mai tare și pe frânări te mai ajută și ea cu o retrogradare acolo. Se înclină destul de mult mașina, nu vă imaginați că e totul chiar așa de roz. Dar păstrează o aderență fantastică, asta și pentru că sistemul 4MATIC lucrează tot timpul. Mai e o problemă cu greutatea asta mare de 2,2 tone. Mașina tinde să aibă cam multă inerție pe frânare. În mediul extraurban trebuie să știți că mașina asta o să înghită undeva între 11 și 12 litri la 100 de km. Mercedes GLE este disponibil cu 3 tipuri de suspensii. Avem suspensia standard, mai avem o suspensie Airmatic care costă 1700 de euro și care este instalată și pe mașina mea. E o suspensie pneumatică disponibilă și cu amortizoare adaptive. Al treilea tip de suspensie se numește E-Body Control. Suspensia asta vine însă și cu o funcție extra foarte utilă atunci când ești în off-road, când ești blocat în nisip. Suspensia începe să se comprime în față și în spate cu mișcări foarte bruște, ajutând astfel mașina să sară din nisip. Ajunge cu atâta asfalt, hai să vedem cum e și în off-road. Pentru asta ridicăm garda la sol și la nevoie putem cupla, după cum vă ziceam, și reductorul. Mercedes GLE poate ajunge ușor în off-road pentru că beneficiază de niște unghiuri favorabile, 23 de grade, și unghiul de atac și unghiul de degajare. Bineînțeles, pentru coborâri pe un teren alunecos, există și un Hill Descent Control. Cred că aici este avantajul lui clasa G, faptul că mașina asta poate ajunge în off-road mai departe decât o poate face BMW X5. Dacă vrei să te apropii de un Mercedes GLE 450 4MATIC,
trebuie să ai un buget care începe de pe la 60.000 de euro. Dacă vrei ca mașina să fie echipată cu toate bunătățile cu care a fost echipat modelul meu, atunci trebuie să te gândești undeva la 96.000 de euro. Dar poți ajunge mult mai ușor și mult mai confortabil în mijlocul naturii.